Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit în fața micilor ecrane pentru a viziona emisiunea Reflector Analitic. De această dată ne-am propus să discutăm despre rezervele valutare care scad, mă refer la rezervele valutare ale băncii naționale, ca să fiu mai exact, și această temă voi aborda împreună cu Gheorghe Costandache, expert economic, pe care îl salut. Bună seara și bine ați venit în studioul nostru! Bună seara, vă mulțumesc de invitație! Domnule Costandache, haideți să o luăm de la un capăt, de la ce este mai simplu. Întrebarea de bază care o adresează cei mai mulți atunci când parcurg cu lectura această știre, se întreabă de ce se reduc de fapt rezervele valutare ale băncii naționale și în ce măsură e un fenomen firesc? Bine, foarte interesantă întrebare, mai ales acum e legată de situația financiară, de sistemul valutar, de sistemul financiar, piața valutară și piața financiară internațională, mai multă europeană și așa mai departe, locurile de muncă. E foarte specific întrebare și totodată și foarte interesantă. De ce? Fiindcă, cum ne arată nouă evoluțiile sau dinamicile anilor precedenți, la început de an nu se observa chiar așa o flotație, așa o reducere. Dar bine, de aceea se numește rezervă valutară, că să vină, să plece, să vină alții, să fie suplimentată, iară să fie cheltuită o parte, iarăși suplimentată și așa mai departe. Deci își face rolul de regulator pe piața valutară din Republica Moldova, oricum ca și cum în alte țări. Însă semnul de întrebare, corect l-ați pus accentul, deoarece, într-adevăr, pe piața valutară, interbancară din Republica Moldova, se observă niște fenomene în care anii precedenți nu se vedeau. Deci, numai pentru luna ianuarie, deci ieșirile din rezervele valutare de stat ale Republicii Moldova au constituit mai mult, au trecut peste 100 de milioane. Acum, raportul mai mult nou, de la data de 18, la data de astăzi, încă nu avem raportul Băncii Naționale și nicio explicație, de la 1 februarie până la 18 ianuarie, deja au ieșit 85 de milioane de dolari. Deci, și acesta trezește niște semne de punctuație, niște semne de întrebări. Ce se întâmplă în realitate pe piața valutară? De ce așa multe ieșiri? Și în ce măsură ne afectează pe noi? Pe noi ne afectează direct, deoarece acesta este un semn sau un indicator pentru mediul de afaceri. Iată, și atunci eu mă întreb ce se întâmplă, dar ca cetățenii să înțeleagă mai corect, aceasta ne vorbește despre faptul că cu moneda națională ceva se întâmplă. Sau starea sau situația politică este într-așa măsură că lumea este nevoită, hai să zicem, pe de o parte, lumea este nevoită să-și transforme beneficiile care le mențin în bănci, în lei moldovenești, să le transforme în alte valute, fie și în euro, fie și în lire sterline sau dolari, dar să nu uităm că Banca Națională intervine pe piața valutară doar numai cu dolari și nu cu euro. Deci orice tranzacție, chiar necesitatea de numerar pe piața valutară, dacă e necesară o intervenție, ea se efectuează cross curs valuta respectivă la dolar. Și atunci toate misiunile se fac în dolar. Dar acest fenomen putea oarecum fi anticipat? De economiști, de reprezentanți clasei politice? Eu cred că în principiu dinamicile pot fi urmărite mai mult sau mai puțin într-o dinamică de 5, 10, 15 ani se formează niște indicatori mai mult, mai puțin stabili. Însă anul acesta este puțin ieșit din comun, deoarece vă spun. Pentru a explica una din posibilități sau din motive, cauze ar fi, cum v-am spus eu, instabilitatea politică, în primul rând, lumea a început să-și facă rezerve, deci să se izbăvească de o parte din lei care știu că nu le trebuie pentru perioade mai îndepărtate. Pe a doilea plan apare situația politică, fiindcă ține direct de alegerile parlamentare, în care lumea simte că va fi o schimbare și se simte acel sentiment de incertitudine atât la agenții economici, cât și la populație,
cât și la factorii interni și externi prin care relațiile comerciale ale Republicii Moldova le transformă în materie. Sau să înțeleg că există loc. O interdependență între resursele, exact, nu știu, sau exact, rezervele valutare și da, viața politică și nemijlocit campaniile, exact, electorale. Pentru da, că acolo se observă oscilațiile. Uitați-vă, pentru ca să fie mai clar, dolarul, care în 2015, în primăvara anului 2015, a atins cota de 22 de lei per un dolar. Deci a scăzut până la 15,90 în anul trecut, anul precedent, anii trecuți, 96, 97, 2017, da, 18, îmi cer iertare. Și acum se menține la nivelul de 17 lei, plus minus cotație comercială pe piața valutară. Însă știind sau simțind acest sentiment de incertitudine, agenții economici și ei încep a-și face rezerve, presupun că și ei încep a-și face rezerve de stocuri de marfă, dat fiind faptul că la noi în principiu 75-80% din toate mărfurile care sunt scoase în circulație pe piața Republicii Moldova sunt de import. Și atunci aceasta este o dependență. Însă, observând sau analizând cursul de schimb al leului moldovenesc față de celelalte valute, inclusiv de dolar, eu nu am simțit un risc sau nu am simțit o incertitudine în care ar fi pus pe rol, ar fi fost pus pe rol scăderea sau reducerea leului moldovenesc pe piață. Invers, în această situație cred că Banca Națională ar fi fost mai corect să lese în așa măsură să nu intervină cu așa sume mari, ca leul moldovenesc să-și găsească locul său pe piață. Ori Banca Națională intervine atunci, aruncă pe piață monedă străină când nu trebuiește și invers face, sterilizează piața atunci când pe piață este nevoie de valută străină. Și atunci nu știu dacă cineva ar înțelege, dar eu vreau să vă spun că toate aceste operațiuni, din urma acestor operațiuni, cineva se îmbogățește. Și cunoscând faptul, o incertitudine, vor câștiga sau nu vor câștiga alegerile parlamentare, ei, oamenii de afaceri, mai ales cei care au candidat și depind în egală măsură sau direct depind de puterea din guvernarea Republicii Moldova, având conexiunile directe la guvernarea Republicii Moldova, oamenii de afaceri își fac rezerve și își scot banii din țară. Cum îl afectează pe omul de rând, pe salariat? Pe salariat nu cred că tare îl afectează. Pe de o parte, ar putea să-l afecteze atunci când cursul valutar înregistrează o flotare, o distanță sau o flotare, o amplitudă mai mare a cursului. Să zicem, dacă astăzi este 17 lei, mâine poate fi 18, pe urmă înapoi la 17. Aceasta da, afectează cetățenii Republicii Moldova, fiindcă prețurile în Republica Moldova sunt în directă dependență, eu vreau să vă spun, la orice, chiar și la mărfurile alimentare. Deci sunt în directă dependență de către cursul de schimb. Deci cursul de schimb valutar în Republica Moldova dictează indicele prețurilor de consum. Nu invers, rata dobânzii, care prin intermediul prețurilor de consum trebuie să influențeze rata de schimb al leului moldovenesc. Și atunci aceste rezerve apar ca un amortizator a unei piețe funcționale. De fapt, noi nu putem să vorbim în Republica Moldova despre o piață bazată pe principii economice, o economie de piață bazată pe principii de piață, să zicem invers. Și atunci eu cred că incertitudinea guvernării, incertitudinea oamenilor de afaceri vine din riscul unei posibile crize politice, dar și economice. Dumneavoastră, în calitate de expert, cum vedeți, de fapt, menținerea leului? Pentru că foarte multă lume s-a pronunțat și unii au zis că este o menținere artificială. Exact. Deci aici am vrut să ajungem. Vă rog. Deci, în Republica Moldova, de când e leu, vreau să vă spun că, și o să dăm un exemplu ca lumea să înțeleagă, deci se menține artificial, fiindcă nu este comod
Deci, tuturor guvernelor care au fost până acum, nu este comod ca leul moldovenesc să floteze brusc. Și atunci, câte ori a fost, bine, leul moldovenesc s-a devalorizat, deci atâtea ori au fost înregistrate șocuri pe piețele șocuri de mărfuri în Republica Moldova. Iar atâtea ori, câte ori cursul de schimb s-a redus sau și-a revenit la poziția inițială, prețurile niciodată nu s-au revenit. Și din anul 2001 până acum, deci așa șocuri au fost minimum vreo 15-17 șocuri în care prețurile au rămas la același nivel, iar cursul de schimb a trecut. Și de fiecare dată când cursul de schimb s-a schimbat în folosul devalorizării leului moldovenesc, atâtea ori prețurile s-au majorat. Cursul de schimb a căzut și a revenit înapoi, însă prețurile au rămas la același nivel. Când a avut loc iarăși șocuri de majorare sau de întărire a valutelor internaționale pe piața Republicii Moldova, iarăși din nou au avut loc creșteri masive de prețuri, însă când s-a revenit leul moldovenesc la loc, înapoi, deci prețurile niciodată n-au revenit. Ca un exemplu, dacă, să zicem, un kilogram, 100, un porc, da, să zicem, de 100 de kilograme, în 2001, să zicem, costa $100, acum același porc noi îl cumpărăm cu 500. Deci, ca să fie clar, cum evoluează și care este legătura funcțională între cursul de schimb și formarea prețurilor. Și vreau să vă spun că la noi, în principiu, formarea prețurilor, structura prețurilor din Republica Moldova este influențată în egală măsură de piața neagră sau, să spunem, economia subterană. Fiindcă unii importatori care fac importuri oficial și plătesc taxele de stat, alții fac aceleași importuri prin mecanismele sau schemele de contrabandă și nu plătesc impozite. Și, să zicem, 50-50 sunt puși pe același cântar. Deci unii plătesc impozite, dar cei care aduc prin contrabandă influențează același curs valutar. Domnul Constantache, ați vorbit ceva mai devreme despre BNM ca și arbitru. Vreau în același șir să includem și Ministerul Finanțelor. Care este aportul sau care ar trebui să fie aportul Ministerului de Resort într-o stabilire a unor reguli clare de joc și pentru a oferi unele explicații pe marginea ce se întâmplă pe piața financiară? Putem să vorbim... Bine, în principiu, Ministerul Finanțelor are locul lui, are rolul lui. El are rolul, funcția sau misiunea lui este de a aduna și a guverna, a administra impozitele. Deci de a asigura sistemul financiar în așa măsură ca impozitele să fie achitate la timp, iar administrarea conturilor sau cheltuielilor de stat să fie înregistrată corect și să nu fie efectuate furturi. Însă prin rata, să zicem, prin evaluarea sau elaborarea politicilor fiscale, politicilor de impozitare pentru anul fiscal, ei deja prognozează rata cursului de schimb, rata dobânzii la credite și posibilă amplitudii prețurilor, inclusiv și a cursului de schimb. Deci ei nu intervin direct, dar indirect. Însă avem un exemplu foarte clar și foarte vădit care direct influențează sistemul bancar, sistemul valutar, sistemul monetar și în genere rezervele valutare din Republica Moldova. Deci atunci în 2014, când prin sistemul bancar au fost scos 1 miliard de lei, ele au fost scoase mai multe miliarde, dar noi vorbim despre acel de care a fost înregistrat, dar care îl cunoaștem. Deci Ministerul Finanțelor, sistemul financiar, Ministerul Finanțelor a fost inițiatorul, fiindcă doar prin el se garantează acele mijloace financiare, acea masă monetară care a fost nevoită să fie împrumutată ca împrumut de urgență pentru acele trei bănci, inclusiv în principal pentru Banca de Economii, și iată, prin acele garanții care au fost oferite de către guvern, prin administrate prin Ministerul de Finanțe, deci sistemul bancar din Republica Moldova a fost direct influențat sau a fost lovit direct
Înțelegeți? Și iată atunci, prin aceste instrumente, Ministerul Finanțelor influențează direct sau indirect, dar în așa șocuri, deci rolul Ministerului Finanțelor este decisiv. Și ca să fie foarte clar, deci urmările, consecințelor unor așa șocuri se simt cel puțin între 10 și 15, 20, 25 de ani. Deci noi vom simți, noi vom simți influența Ministerului Finanțelor care a fost, care a avut loc în 2014, la sfârșitul lunii noiembrie, a acelui an, eu știu, rău an pentru moldoveni, deci îl vom simți încă mult timp înainte. Ori cetățenii din Republica Moldova vor plăti impozite și taxe pentru a achita acele furturi încă 20 de ani înainte. Dar spuneți-mi, vă rog, în ceea ce discutăm noi astăzi, are un rol creșterea creditelor de consum din partea cetățenilor? Da, noi, deci rolul creditelor de consum în Republica Moldova au un, sau joacă un rol, influențează direct asupra și asupra situației economice. Da. Și asupra rezervelor valutare și asupra cursului de schimb. Fiindcă atunci când în piață se aruncă sume de bani pentru consum, pe de o parte, deci statul beneficiază și aceasta e un efect benefic, da. Deci statul beneficiază, bugetul Republicii Moldova beneficiază din valoarea vânzărilor de taxe, așa cum este TVA și alte impozite și taxe, inclusiv impozitul pe venit. Iar pe de altă parte, deci masa monetară care se produce, care produce aceste efecte, cere necesități valutare, valori mai mari de valută, fiindcă orice creștere a valorilor sau a vânzări, volumelor de vânzări din Republica Moldova, duce direct la procurarea sau nevoile creștelor, nevoilor valutare. Și nu m-am uitat acum, nu am analizat în ultimele luni care a fost valoarea vânzărilor sau valoarea creditelor de consum, însă eu nu cred că s-a majorat brusc, da. Fiindcă lumea a înțeles în ultima jumătate de an, a înțeles că condițiile de acces la creditele de consum au fost constrânse, adică sunt foarte dure și acces direct, acces, ușor acces la ele acum nu prea este și de aceea nu văd influență directă a valorilor sau volumelor de vânzări care ar fi putut să aibă loc în ultimele două luni asupra necesității de valută. Iar când vorbim necesitate de valută, noi vorbim despre acei importatori care încasează de la vânzarea produselor sau mărfurilor lor lei moldovenești, iar pentru ca să-și suplinieze stocurile de marfă, ei au nevoie de valută, de euro, de dolari, lire sterline, yen și așa mai departe, de orice valută străină. Și atunci ei fac acele cerințe la băncile comerciale, băncile comerciale fac licitațiile respective, iar la bursa interbancară de valută, deci se formează acel curs despre care noi am vorbit. Și acele necesități sunt suplinite pentru importatori. Însă eu nu am văzut așa mari necesități și volume de import în ultimele două luni, cel puțin ultimele două luni. Și atunci mie mi se pare că aruncarea în piață, dar altă concluzie nu poate fi. Da. Aruncarea în piață a necesităților pentru menținerea cursului de schimb, să zicem, a euro și dolarului, este legată totuși de factorul politic, de o incertitudine politică care ar putea luneca într-o criză politică și eu cred că riscul unei crize politice se conturează, deja se conturează, dat fiind faptul că după alegeri nu avem nicio claritate, nicio formațiune politică nu a acumulat, deci în urma sufragiului parlamentar nu a acumulat numărul necesar de voturi pentru ca să-și aleagă guvernarea și atunci se reliefiază o criză politică, criză parlamentară
care poate duce la alegeri anticipate. Ce va duce, ce va fi după aceea, nimeni nu cunoaște. Iar neinstalarea unui guvern se numește criză politică, criză guvernamentală, care dorim, ori nu dorim, deci nu va face bine sistemului economic, mediul de afaceri, și aceasta va alunica, dorim, ori nu dorim, într-o criză economică. Și eu mă tem ca criza economică să ne ducă într-o criză financiară valutară. Spuneți-vă, vă rog, foarte mulți colegi de-ai dumneavoastră, experți în domeniul economic, estimau că și anul 2018 a fost nu prea favorabil pentru Republica Moldova, și când ziceau lucrul ăsta, făceau referire la ceea ce se întâmpla pe plan extern. A fost sistată finanțarea Republicii Moldova și vreau să vă întreb, iată, această lipsă de finanțare externă pentru țara noastră poate influența cursul valutar? Deci, afectează leul? Da, bine, noi avem câteva surse principale. Da. Deci prima sursă, cea mai mare, valoroasă de intrări valutare este volumul de comerț extern. Da. A doua sursă valutară sunt banii, remitențele care... Anticipați o întrebare mea, chiar vă rog. Deci remitențele care vin în Republica Moldova în ultimii 20 de ani. Și pentru anul 2018 s-a înregistrat un volum destul de bunicel, peste 1.200.000.000, și aceasta este o sursă foarte puternică și foarte stabilă, însă ea este spre diminuare. Și a treilea, sunt diferite intrări de valută, așa cum sunt granturile, creditele internaționale, ajutoarele financiare, finanțările din străinătate, inclusiv din Federația Rusă, din Ucraina sau din Uniunea Europeană, din Statele Unite, Fondul Monetar Internațional, plus acele mijloace financiare străine care intră în conformitate cu acordul FMI și Banca Mondială. Deci toate acestea, deci formează acel portofoliu de surse valutare străine care intră în Republica Moldova. Și acum vreau să vă spun că datoria Republicii Moldova străină a crescut cu peste 100% în 2018. Deci a ajuns sume uriașe. Practic avem încă un buget de stat care trebuie să-l întoarcem, să-l recuperăm pentru datoriile străine. Eu vorbesc nu de datoria balanței de plăți sau datoria comercială, dar de datoria statului. Și iată aici ea se include inclusiv acea datorie care a fost transformată din credit de urgență în datorie publică de stat. Acum, la întrebarea dumneavoastră, dacă revenim. Deci, pe anul 2018 au fost suspendate câteva finanțări. Deci, bine, nu a fost suspendat acordul cu ceea ce ține de Banca Mondială, proiectele, însă a fost suspendat cele 100 de milioane, la 100 de milioane de la Comisia Europeană, care în principiu ele și-au avut rolul lor, fiindcă banii aceia nu vin pentru suplinirea bugetului de stat. În bugetul de stat este în parte de cheltuieli foarte multe proiecte care sunt finanțate de către Uniunea Europeană. Chiar dacă guvernarea s-a lăudat foarte mult că a înregistrat un surplus de venituri, în partea de venituri a bugetului de stat, eu vreau să vă spun că foarte multe proiecte care trebuiau finalizate în 2018 și transferate pentru 2019 au fost înghețate din cauza comportamentului actuale guvernări, care în principiu nu au plecat urechea la sfaturile europenilor și Comisiei de la Veneția. În principiu, de la început ei spuneau că se vor trece și fără acele 100 de milioane. Ex-ministrul ne dădea asigurări că este o conotație politică aceste acțiuni. Bine, noi putem să vorbim, dar ea într-adevăr poartă și conotație politică deja, fiindcă hai să spunem, incertitudinea sau nerușinarea nu a mai cunoscut limite până acum, cel puțin în Republica Moldova. Deci atunci când tu negi orice sfat de la cei care te alimentează financiar și îți creează condiții pentru o piață de 450 de milioane de consumatori a Uniunii Europene,
tu mergi contra lor cu anumite, cu anumite conotații politice. Dumneavoastră știți că Uniunea Europeană a condiționat din cauza codului electoral. Ei nu au vrut să audă, nu au vrut să cunoască aceasta. Oricum, banii ăștia au fost suspendați, au fost înghețați, nu au fost anulați, da, dar au fost înghețați. Și până la urmă, deci dacă ați urmărit, puterea a spus că acei bani nu s-au ajuns în buget, iar acele proiecte au fost înghețați cu mare părere de rău. Și vreau să vă spun că nu guvernarea și nici agenții economici, dar domnul Constant, populația... Dacă o să vă rog ca să țineți minte gândul pe care intenționați să-l remarcați, în legătură telefonică este cu noi Svetoslav Mihalache, expert economic, pe care îl salut. Bună seara, domnule Mihalache! Bună seara! Astăzi în studioul Reflector Analitic discutăm despre rezervele valutare ale băncii naționale care scad și vreau să vă întreb cum poate fi explicat acest fenomen și dacă este unul oarecum straniu pentru Republica Moldova. Ce consecințe pentru comportă? Pentru mine nu este nimic straniu, pentru că Banca Națională are dreptul și are posibilitatea să intervină pe piața valutară prin vânzarea valutei americani pentru a menține cursul monedei naționale. Spuneți-mi, vă rog, din noiembrie, pentru că din noiembrie până în prezent, deci noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, Banca Națională a intervenit prin vânzarea dolarului pe piața valutară și a vândut în jur de aproape de 200 de milioane de dolari. Dar spuneți-mi, vă rog, există o interdependență între acest fenomen și alegerile locale? Pentru că unii experți zic că fenomenul prinde contur anume în această perioadă. Să știți că sunt perioade sezoniere. Sunt perioade când Banca Națională cumpără valută care este în exces pe piață. Sunt perioade când Banca Națională vinde valută, când este cerere pentru dolar american în exces. Da. Eu nu văd o problemă atât de majoră și consider că este necesar ca Banca Națională să facă aceste intervenții. Vreau să vă expuneți părerea raportat la leu dolar. Și vă menține același raport în viitorul apropiat? Mi-am expus de mai multe ori părerea că leu moldovenesc trebuie să se devalorizeze față de dolar și față de moneda unică europeană. Dar această devalorizare trebuie să fie una lentă, fără fluctuații și zvâcniri, ca să nu aibă influența asupra producătorilor autohtoni, deci pentru agenții economici. Spuneți-mi, vă rog, există alte pârghii decât BNM a ține sub control starea de lucruri? Discutam aici în studio împreună cu domnul Costandache despre aportul Ministerului de Finanțe, care oarecum ar fi și nu ar fi împuternicit. Ce anume? Pentru a explica, de fapt, ceea ce se întâmplă cu rezervele valutare ale Băncii Naționale și de a crea politici care ar putea oarecum ține sub control. Intervenția asta este un instrument a politicii monetare. Băncii Naționale sunt și alte pârghii pentru a menține inflația într-un coridor. Uitați că există riscul în acest an, că în acest an, în trimestrul 3 și trimestrul 4, ca inflația să treacă de pragul stabilit de Banca Națională. Eu vorbesc de 7,5. Da. Există riscul ca inflația în trimestrul 3 și trimestrul 4 să atingă cota de 10%. Asta este. Și ultima întrebare, cred că în cadrul acestui apel telefonic, prețurile. Cei mai mulți dintre cei care ne vizionează se întreabă, vor crește sau nu? Există premize pentru a... Haideți să vedem decizia Agenției Naționale de Reglementare Energetică. Va majora prețul la gaz și cu ce procent? Și după aceea vom putea discuta despre ceea ce se întâmplă. Da, așa este.
Eu vă mulțumesc pentru această intervenție pentru și pentru punctul de vedere pe care l-ați exprimat. Domnule Costandache, revenim în studio să discutăm. Haideți să ne spuneți, apropo, pe marginea ceea ce am auzit noi, împărtășiți aceleași viziuni? Da, deci dumnealui... Poate chiar la capitolul inflație să da, trecem un pic. Deci la capitolul inflație, bine, am vrut să vorbim despre asta. Da. Deci cursul de schimb al leului moldovenesc față de valutele străine, față de moneda străină, direct, absolut direct, deci influențează creșterea sau... să zicem, indicele prețurilor de consum. Deci creșterea sau descreșterea prețurilor. Deci atunci când leul moldovenesc se devalorizează, da, prețurile cresc. Nu am vorbit despre aceasta. Da. Atunci când leul moldovenesc se întărește, prețurile rămân la același nivel. Și dumnealui a accentuat, deci, prognozele băncii naționale, dar și a partenerilor financiari străini, vorbesc despre 7-7.5% către sfârșitul anului 2019. Deci, eu presupun că prețurile, indicele prețurilor de consum se are în vedere, general, nu... Deci, da, eu cred că prețurile acest indice va depăși 8% și eu cred că situația pe cursului de schimb valutar va influența direct reducerea rezervelor valutare, fiindcă noi nu putem să menținem cursul de schimb la același nivel, deci să avem un curs valutar care reflectă cronic dependența de importuri. Deci, cu cât mai redus este, cu cât mai mult se menține cursul pe piață, cu atât mai rău pentru producătorii noștri care vor să-și exporte mărfurilor. Ori teoriile clasice și practica, experiența ne vorbește despre faptul că un curs care lent, încet, dar sigur, se devalorizează, iar leul moldovenesc nu are absolut niciun suport economic și nu are nicio premiză ca să se întărească față de valutele referințe, ceea ce s-a produs în ultimii 4 ani din 2015 încoace, nu are nicio premiză și nu are niciun suport economic. Și atunci, deci, se ucide producătorul autohton. Deci, cei care își doresc să exporte mai mult producție, nu pot să o facă, de atâta fiindcă ei, producând, deci, de la export, ei nu obțin venituri. Ori, politica de creștere sau de devalorizare a unei monede naționale este o politică de creștere a exporturilor sau de facilitare a exporturilor. Ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, noi vedem o politică puțin strâmbă sau eronată, politică monetară, dar și politică fiscală puțin eronată, politică monetară, valutară strâmbă, deoarece ea este orientată spre menținerea cu orice preț, cu orice preț a cursului de schimb. Și aceasta nu este benefic, absolut. Deci, de la cursul de 20-21 de lei în 2015 a fost adus la 16 lei dolarul american. Deci, aceasta este o influență strâmbă. Deci, dar care considerați dumneavoastră că ar trebui să fie cursul corect la ora deci, actuală? Prisma dacă, unui expert? Dacă atunci, prin prisma corelării prețurilor, da, corelării cursului de schimb și prețurilor la criza financiară, financiar-bancară, care a avut loc în 2014, ulterior, încetișor, ea s-a agravat până la ziua marți, acea neagră, când prețurile au buhnit de 3-4 ori, țineți minte. Deci, dacă și pe urmă cursurile au revenit la 20-22, deci dacă suportul sau raportul dintre cross-cursurile leului moldovenesc erau menținute, cel puțin menținute, la același nivel, deci situația economică în Republica Moldova era mult mai benefică, iar bugetul respectiv avea să primească mult mai mulți bani. Deoarece bugetul, în cea mai mare parte, 60-65%, da, până la 70%, se formează din impozite și taxele de la importurile de mărfuri. Deci, taxele vamale, impozitele vamale și așa mai departe. Și aici, dacă acest curs se va menține,
Deci noi riscăm asupra unei crize valutare. Fiindcă eu vreau să vă spun că noi nu avem atâtea posibilități și surse pentru a acoperi toate nevoile de fonduri valutare care trebuie să acoperim datoriile externe. Pe de altă parte, aceasta influențează la nivelul de trai a locuitorilor, fiindcă odată cu majorarea sau devalorizarea leului moldovenesc cresc și prețurile. Însă atunci când leul își revine înapoi la nivelul precedent, atunci prețurile nu își revin, iar nevoia sau nivelul, capacitatea de cumpărare scade. Foarte simplu. Da. Dacă în 2014 echivalentul dolar, salariu sau venituri ale cetățenilor din Republica Moldova la dolar, raportate la dolar, erau, să spunem, într-o valoare. Deci, astăzi, noi încă nu am ajuns în raport, în valoare valutară, nu am ajuns la acel nivel, cu toate că avem peste 6.000 de lei salariu mediu. Deci, și pe zi ce trece, acest nivel sau această disfuncție, da, discrepanță crește. Da, eu vreau să vă întreb, ați vorbit, iată, de cursul valutar. Acesta ne vorbește despre modul în care funcționează economia noastră? Da. Este un indice? Exact. Care se reflectă în... Exact. Exact. Și am vorbit despre aceasta, fiindcă, deci, Republica Moldova, toți producătorii din Republica Moldova au nevoie, în primul rând, de forță de muncă calificată. O avem în Republica Moldova, nu trebuie să o importăm. În rest, practic, toți producătorii, dar noi avem peste 50% din sectorul real al economiei, care pentru producerea producției lor, ei au nevoie de materie primă, de import. O altă parte, în structura prețurilor a sectorul real al economiei, care plătește, achită la stat impozite, sunt resursele energetice. Ele uneori, la unele tipuri de produse, ajunge și la 50% din costul producției. Și atunci, domnul expert foarte corect a observat și ne-a spus că în funcție de ceea ce va face elaborarea politicii ANR și reformarea sau reelaborarea acele formule de calcul a prețurilor sau a tarifelor, în funcție de aceasta, deci producătorii autohtoni din Republica Moldova, din mărfuri, agenții economici, își vor calcula prețurile. Iar dacă prețurile, tarifurile se vor majora, deci majorarea tarifelor la resursele energetice cu un singur procent duc la creștere de prețul cu cel puțin 5%. Domnul Constantache, eu insist să vă întreb un aspect. Iată, documentându-mă pentru emisiune, am găsit o teză foarte interesantă în viziunea mea, care zice că unii analiști economici susțin că într-un an electoral guvernarea de regulă nu ar trebui să riște să facă reforme în acest sector. Împărtășiți această viziune? Da. De ce? Fiindcă dividendele politice se lasă a fi așteptate atunci când intervii? Depinde ce fel de reforme. Dacă faci reforme în beneficiul tău pentru a apăra o politică total populistă, atunci este benefic. Iar dacă tu faci o reformă prin care arăți în realitate ceea ce vrei să faci, iar în urmă ai lăsat un popor sau o societate săracă, lipită pământului, care unele persoane chiar duc foame, deci atunci ori își taie cranga de sub picioare, ori nu înțeleg consultanții lor ce fac. Mie mi se pare că așa a procedat actuala guvernare. Însă, cunoscând faptul că Republica Moldova se află sub captivitate totală și profundă, deci avem un regim dictatorial, deci riscurile pot fi compensate sau amortizate prin diferite stimulente, fie economice, fie financiare, și acelea se răsprâng asupra sau se remodelează, se remodelează, să zicem, toate structurile și instituțiile statului, deci se instalează valeții lor acolo peste tot, atunci îi pot să riște cu aceste reforme, fiindcă știu că vor fi asigurați
de cei care au ocupat acele posturi de stat. Iar prin intervenția sau prin coruperea masivă, ei își vor asigura guvernarea. Domnule Constantinache, haideți să pornim pe o cale foarte simplă. Anul 2019 a fost un an electoral și urmează încă să fie și pentru alegerile locale. Iată, ce se întâmplă în anul 2020? Urmează să fie majorate prețurile care nu s-au fost adaptate, cer scuze, pentru 2019? Ca exemplu, nu știu, pâinea care costă astăzi 4,50, logic ar fi trebuit să fie 4,75 de bani. Dau ca exemplu așa arbitrar, atunci în 2020 va costa 5 lei? Deci, iar prin pilde, prin exemple. Deci, da. Dacă în 2019 s-au ținut cu dinții toate prețurile, riscând ca după alegeri, fie ce-o fi, vom fi noi, vom ține cu dinții mai departe, dacă nu vom fi noi, viitoarea guvernare lasă duc toată răspunderea. Deci, eu preconizez că până la nesfârșit nu se poate. Deci, nu se poate, fiindcă aceleași fabrici, aceleași combinate de producere, de panificare. Deci ele au costuri, au pierderi. Iar statul nu poate la nesfârșit din impozitele de pe umerile cetățenilor să intervină pentru a le acoperi acele pierderi și acele costuri care sunt majorate. Și atunci dorim, ori nu dorim, politica de prețuri la acele întreprinderi, apropo care este de stat, care de mult trebuie să fie lichidată această politică, deci va trebui prin politicile economice să revadă, să efectueze ceva schimbări. Iar schimbările trebuie să fie numai spre majorarea costurilor sau prețurilor de vânzare pentru consumatori. Iar aceasta va duce direct la ofensarea socială a cetățenilor. Dorim, ori nu dorim. Deci nivelul, ca să știți, în ultimii doi ani jumătate. Deci avem un dictator strașnic despre care nu se vorbește. Deci nivelul de sărăcie, care este sub pragul minimal al sărăciei. Deci lumea nu are ce mânca. Plătește doar comunalele și cărbunii ca să-și facă focul acasă. Lumea în afară de pâine și zahăr nu mănâncă nimic. Deci acel nivel de la 45% a atins 70-73% astăzi. Deci avem mai săraci decât cei săraci cu 25-30% în ultimii 2 ani și jumătate. Deci, ce se va întâmpla atunci? Că dorim, ori nu dorim, prețurile la produsele sociale vor crește, dar ele vor crește neapărat. Ce se va întâmpla atunci? De unde se vor lua atâtea indemnizații ca să putem acoperi necesitățile la cetățeni? Avem, cred că, un minut în cadrul acestei emisiuni. Am vorbit despre prețuri, curs valutar și așa mai departe. Ultima întrebare, bănuiesc, ține de fapt de ce foarte multe ori s-a discutat și în acest studio. Vreau poziția dumneavoastră în calitate de expert. Ce e cu această amnistie fiscală? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? În principiu, aceasta a fost un instrument, unu, de legalizare a furturilor care au avut loc din anii 2005 până în 2014. Și au continuat pe urmă, unul, prin diferite investiții. Deci ei le-au dus acolo și acum ca să-și recapitalizeze oficial acele, să spunem, capitaluri, deci alt nimeni nu poate să facă. Acesta este un instrument de înregistrare sau de legalizare a acelor furturi care au avut loc. Guvernanții care au participat la furtul miliardului, din furtul miliardului, cei care au furat din bugetul de stat, șefii de întreprinderi, șefii de agenții și așa mai departe, au capital acolo și îl legalizează, procurorii, judecătorii și toți ceilalți implicați. Mita, care au acumulat-o câțiva zeci de ani acum și o legalizează și iată, îi vom avea acum curați, legali, iar lumea vă sărăși în continuare. Domnule Constantinache, eu vă mulțumesc pentru bunăvoința de a participa la această emisiune și pentru explicațiile pe care ne le-ați oferit. Și eu vă aștept și cu alte ocazii la Reflector Analitic. Stimați telespectatori, eu vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. Rămâneți alături de noi. O seară bună!